E o măsură pozitivă până la urmă, pentru că ajută pe oameni să aibă niște bani de sărbătorile de Paște, să poată să se bucure într-un fel sau altul de această sărbătoare. Dar ține de fiecare cum își administrează banii, cum se pregătește. Eu n-am o emoție legată de pensionari, pentru că pensionarii sunt foarte atenți la bani și își drămuiesc foarte bine banii pentru a rezolva, într-adevăr, toate problemele zilei. Bun, dar, ei, eu mă întreb oare pentru catolici, de ce nu au făcut case de ajutor măsură? Reciproc după Paște pentru a reuși să mai plătească. Da, nu mai trebuie, trebuie să se împrumute. Asta e un lucru important și n-ajung de pildă în capcana IFN-ului, care le oferă împrumuturi cu până la 1800% dobândă. Ei, da, eu mă întreb doar pentru catolici de ce nu s-a întâmplat același lucru. E o întrebare care rămâne fără răspuns. Pe de altă parte, legat de pensii și de salarii, că ați prezentat dumneavoastră o știre foarte interesantă despre salariul minim pe economie, exact. Salariul în funcție de o nouă regulă europeană. Sper să fie introdusă această nouă regulă europeană pentru ca politicienii să nu mai crească salariul minim din pix atunci când au interese electorale. Să fie o regulă clară la nivel european care să se aplice la un moment al anului. Pentru că în momentul de față, uitați-vă, am crescut odată salariul minim la 1 ianuarie. E probabil sau nu se știe dacă îl vom crește de la 1 iunie. E greu să-ți faci un plan de afaceri dacă lucrezi în mediul de business, așteptând să vezi ce hotărăsc politicienii în ceea ce privește salariul minim.